Mănăstirea Sfântul Pantelimon Telerman. E scrisă de ăsta la armă, de Dragnea. M-am prins, e. Mârlane, te rog frumos, am nevoie de o cartelă din asta fără nume sau prepay, parcă așa se numește, nu? Ce, nu pot posta cu că citesc, acum v-ați găsit. Opa! Și mă rog, ce cuvânt încerci să citești, ca să nu mai prelungim agonia, nu de alta? Toate. Toate, că mă documentez, m-a rugat un fost coleg de la facultate să-l ajut cu o mormântare, să... E și popa acum, te pomenești. Da. Bă, Mârlane, tu iar vrei să pui poliția pe urmele tale? Pun boss nicio poliție, că nu o să răsufle nimic, că și ăștia e tot infractori. Și infractorii știți bine că nu ciripește, nu toți. Măi, am impresia că ție nu ți-a ajuns că ți-ai dat licența și vrei să-ți dai și masteratul în pârnaie. Dacă vă spun, ăștia e niște oameni serioși care vrea discreție maximă, că altfel nu mă chema pe mine. Mârlane, uite să-ți explic ceva, vină un pic mai aproape. N-ai cum să ai discreție maximă atâta timp cât în certificatul de deces scrie accident vascular cerebral și mortul are o gaură de glonț în frunte. Are o gaură vasculară în frunte care ia creierul, glonțul cerebral? Cu... Mă, să vă iau cartelă, boss, că mă doare deja capul. Am de care știți că vreți? Fără număr? E de manierist? A plecat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă... Da? Eu sunt. Da. Eu, ce faci? Normal că tu cine putea să mă sune pe mine la două noapte, a? Păi da, tu știi cine putea să te sune la ora două noapte. Voiam doar să verific că ești fidel. Ha, sunt. Cum să nu fiu? Chiar dacă n-ai fi, ce ai recunoaște? Da, aș fi prost. Aș recunoaște. Băi, te simt. Te simt din voce că ai zice orice numai să scap de mine. Vreau să scap de tine, Teo. Vreau să dorm. Ar trebui și tu să dormi. De ce trebuie să mă sun tu noaptea? Fiindcă te-am sunat adineauri și mi-a răspuns o voce de femeie, de-aia. N-are cum. Ai greșit numărul. Băi, nu-ți poate joc de mine pe față așa, da? Că n-a fost nicio greșeală. Am sunat de câteva ori. A, ai sunat pe mobilul personal. L-am uitat la servici. Acum m-ai sunat pe ăsta de servici. Amă, că știu bine pe ce număr am sunat, da? Ce nu știu e cine e femeia aia care mi-a răspuns. Nu putea să fie decât Grațiela. Și de ce n-a vorbit cu mine? A doua noaptea dorbea cu capul pe birou. Sau era acasă. A, apropo de casă, tu unde ești? Filmează să mă convinc că ești acasă. Nu, nu pot. Tragi de timp, ca să aibă timp papanta să iasă din cameră. Filmează acum! Nu pot, pentru că telefonul de servici este din ăla model vechi, că nu ne-au dat nouă smartphone-uri, că n-au bani. Și n-are cameră ăsta. Norocul tău, a? Ghinionul meu. Că puteam să mă odihnesc și eu. Că tu mă suni din oră în oră, văd. Multe se pot face într-o oră. Mamă, așa e. Chiar se poate și dormi? Hai, bine, 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 culcă-te, somn ușor și vise. A, cu mine, da? Hai, te pup, pa, că vorbim într-o oră. Ceau! Mamă, ar trebui să te țină ăștia acolo la Bălăcean ca mult timp. Poponez, dorm, că mai ai 58 de minute și te sună nebuna. Nu tu stai seama ce te-ai băgat? O face, dragă, niciun deranj, că e mort. El e mort, dar familia lui nu e. Îți dai seama că o să vină aici rudele mortului? Cine știe ce bor faci? Mamă, ei o să ne fure tot din casă! Adunătura de infractori o să atragă poliția, că o să zică că e ședința mafioților. Îți treci imaginea! Mă nenorociști! Hai, bă, mai termina ea, că bate cineva la ușă. Revin imediat să continuăm discuția. Hai, bă, și ca să vedeți că nu-i mort atât de negru, ne mai indulci și noi un pic amar, nu? Ce faci, Mârlane? De ce faci mizerie? Și cred că pariu să ține de glume proaste. Mârlane, tu să nu bagi mortul în vila mea.
Ce? Păi nu pot, mă, să refuz, fiindcă deja a luat banii. Nu-mi interesează, îi dai banii înapoi. Nu pot să-i dau înapoi, că i-am dat înainte. Adică i-am cheltuit. Mârlane, te duci și faci slujba în altă parte. Unde să faci slujba în altă parte? Că acum trebuie să pice aia cu mortul, cu... Hai, du-te cu asta, dracia. A venit mortul, ha! Cine a venit, mă? Să trăiți, boss. Nu te trunească și am dat mort. Băi, Mârlane, uite care-i treaba. La noi, când spui de cineva că e mort, înseamnă că ai o premoniție. Și știi că o să-l aranjeze cineva. Să nu te bataie, era vorba atât. Arată, ți-am povestit eu cum. Uite care-i treaba, gata cu mascaradele, anulez tot, ai înțeles? Cost! Tot că... am înțeles. Și curățați mizeria asta de aici, că... A, cu chem menajera. Era cea... Să-l mâinile, domnul Petrică! Dar eu sunt cu... Să știți că cred că v-am dat greșit adresa. Cum, adică, coletul a fost deja livrat? La... Am înțeles. O să fac cum spuneți dumneavoastră. Ce, mă, și-au dat seama că nu ești popă și acum cer banii înapoi, nu? A spus că mi-au dat mortul în mână. Aoleo, ai dat mâna cu mortul? Trebuie, ce-ai făcut cu praful care era în cutie? Păi, l-am aruncat în veciu, normal. Ăla era mortul. A. Ce vă uitați așa? A fost omul la o petrecere, căzut după un acoperiș, direct în foc, a făcut seara un foc de tabără, a fost chef mare. Ce mă fac? Vezi că mai e puțin din el pe jos. Pe jos. Măi, Hasan, măi, fă-te util societății, vino și filmează când faci slujba de mormântare. Poate a fost împins să cadă de pe acoperiș. Mă, ăștia vor să-l îngroape repede ca să scape de urmele crimei. No, eu cred că a căzut fiindcă era sub influența drogurilor. Și familia nu vrea să se afle că e în joc onoarea familiei. De? Onoare? La drogați? Mă fac să râd. Bine, mă, râs cât vrei, dar vino și filmează-mă. Hai că mă duc mă pregătesc de slujba lui Pufi. Ce? Pufi? Așa la linta familia, Pufi. Păi să nu-i nume de bărbat, e nume de transexual. Ce contează, mă, ce era? Oricum, ce a făcut, nu mai poate să facă. Păi nici droguri, nu mai poate să ia acum. Auzi, mă, ia mai de ce atâta slujbă? Bă, atâta slujbă, atâta bani, hai că te cinstesc. Ce șansă are ăsta la rai? A, șansă, ce-ți pasă? Păi tocmai, că nu-mi pasă. Uite, nu-mi pasă și nu particip. Mă, că nu cred că era transexual, mă. Ai scos-o tu acum, ca să nu vii. Păi bine, hai, ia sună și întreabă ce-a fost. Domnul Popescu? Sărmâile. A sunat să întreb, știi, cu treaba, cu mormântarea, cu daci. Ce-a fost mortul, domnule? Poftim? Un câine. Mulțumesc! Da. Deci după ce că a fost transexual, a mai fost și un câine de om. Dacă și familia recunoaște. Nu filmez nimic. Bă, dacă ești așa sigur că geamandura de Grațiela ți-a luat telefonul la ea acasă, du-te, bă, la trânsa. Cum să mă duc, mă? Pe jos! Da, mă, cum să mă duc la ea și să sune Teo exact atunci și pe urmă să credă că am dormit la Grațiela? Am trăit să o auzi și pe asta. Lasă-o în fasole. Hai, mă, că nu o sună aia chiar în timpul ăsta. Ce vorbești? Ce vorbești? Băi, exact când fac câte ceva, atunci sună, mă, zici că e blestem. Te rog eu frumos, când ești tu în patrulare, treci tu pe la Grațiela și mie mobil. Bine, mă, bine. Dar nu mă după gratis. Ia scoate sticla aia tătărie doțidosită. Hai și pune-mi pe arc. Că nu mă duc așa să-mi dau dracu picioarele. Haide mă că o scot, na. Auzi, e pălincă de la Zalău, de la un unchi. Dar vezi ce bună e. Ia fii atent. Poftim. Cine? Ce zicea, mă? Sună. Cine? Da, iubita mea. De ce nu-mi răspunzi pe mobilul tău personal? Că doar la ora asta ești în secție, nu? Păi nu, n-a venit încă Grațiela și n-am reușit să-l recuperez. Hai, noroc! Aaa, pahare ciocnite? Ești la un chef, nu ești în secție. Ba, sunt la secție. Uite, poate să-ți confirme și Chiorete. Confirmă-i mătulul Teo. Hai, mă, te mai așteptăm mult să intri în apă!
Termină-mă cu glume, stai că glumește! Zi-mă că suntem aici la treabă. Da, dragă, suntem la treabă. Măi, cu mingea, potoliți-vă! Termină cu glume, glumește, glumește! Nu e Chiorete, ești cu o femeie care se chinuie să se dea bărbat. Asta se chinuie să fie tâmpită? Nu e niciun bărbat, e femeie, pardon, e bărbat. Bă, să nu mă minți că e televizorul, că am auzit cum a îngânat. Da, mor! Da! Ba! De ce îmi faci, mă, iubita tâmpită? Ea e doar un pic nebună. Păi, domnule, de-aia am și zis că se chinuie să fie tâmpită. Că nu e! Bă, dacă asta era de la mama natură tâmpită, nu se mai chinuia. Logic, nu? Hai, nu. Da, mi-a dat mesaj. Ce zici? Beți palinca de la unchiul de la Zalău? Semnul întrebării. Unde le vede asta? Ia dracu astea cu ideile tale să bem în timpul cirviciului. Dă sugativă ce ești. Aole, ce bună asta curentează! Deci fii atent, că eu m-am documentat și la Paris e un cimitir de animale, dar n-am găsit nimic care să arate că e diferență la slujba de oameni față de aia de animale. Păi atunci o facă la oameni, mă, care-i treaba, da? Da. Cui cărui sfânt mă adresez, mă, că nu știu cine, cum îl cheamă pe ăla de... Are protectorul animalilor. E. Noe, că ăsta a salvat toate animalele. Așa, mă, ăla. Mulțumim, Sfinte Noe, că ai grijă de sufletul răposatului nostru. Cum dracul chema, mă, ăsta? Pufi, Pufi, să fie primit în rai, Doamne, și te roagă smeritul, preotul... Mârlani, ești feștani, ești cum vrei să mai zici, Doamne, te rog cu eroism, odă și slavie. Slav, salvi, salivă, evlavie, mă, cu evlavie să fie primit în rai. Doamne ajută, Doamne ajută, o cruce așa și Doamne. Doamne, Sfinte Noe, eu nevrednicu Mârlanu, te iert cățelule și te dezleg de toate rahaturile pe care le-ai făcut și pe care le-ai făcut cu voia sau fără de voia ta. Aleluia! Și tu râzi că ai zis adevărul că ești netremnic, este? Și râzi ca prostul, eu râd că asta faza cu te dezleg. Zici că-i scrisă pentru geamre, auzi? Te dezleg! Ha? Da, Elea, te dezleg. O păzat. Ei, cutia asta, te duci pe la secretarele din primărie, care le-a fumează ca draci. Și golezi scrumierile, pui tot scrumul în asta, știi? Te mai oprești, stați la travai, nu mai găsești scrumierile, bați scrumul în asta, înțelegi? Ia! Dar de ce mă vrei să-i o torn lui Paliu în cap? Nu, dar să vază clienții când deschide coșciugul că nu-i gol. Și zi așa, te faci popă de animale, ia? Păi dacă la oameni nu pot, și iar pe oreu nu o să-mi interzică că nu-mi contravine, adică nu sunt în concurență cu ei, că ei nu fac de animale. Deci sunt în deplină legalitatea, n-are cum să-mi contreze cu mine. N-are cum. Și îmi dai și cotă parte din încasări, că te filmezi? Îți dau, din pomeni. Din ce vorbești? Eu mănânc crochete de câini? Nu. Stai că mă țărie telefonul să... Clientul. Alo, da? Băi, părințele, ce faci, ne omori câinii? Cum să l-o? Pe ce, nu era mort? Hai, lasă, că am văzut pe înregistrare că ai pus lângă cutie colac și vin. Da, domnule, dar așa se obișnuiește. Unde mă, la câini? Băi, Pufi, n-a mâncat niciodată colac și n-a băut niciodată vin. O să moară de foame până în rai. Așa că dă să mănânce hrană specială pentru câini, da? Bine, Doamne, dau! Și te rog, cât încă te rog, nu-l mai jigni pe sfânt cu tot de mișto că ne trimite naibii cățelul iad, clar? Am înțeles, nu-l mai... Hai, apucă și refă slujba că vor și prietenii lui Pufi să asiste. Toți câinii lui beau pe Pufi, m-au anunțat proprietarii lor. Am înțeles! Bă, dar
Eu am senzația că stăpânii câinelui sunt cam duși cu capul. Păi clar nu-s normal dacă l-au pus pe unul ca mârlanul să se ocupe de treaba asta. Bă, ne organizăm cum trebuie. Tu te duci și strângi toți câinii din cartier. Niciodată! O să facă rahat prin casă de o să ne rupă capul Igor. Îi iei și plimbi prin parcă, doar nu o să-i aduci în casă să răhățească. Și voi rest, tu care sunteți prin casă, pe cu tine vorbesc, pupăză, stați prin prejurul meu, dar nu stați de filmezi. Eu mă înjur așa, știi, și lătrați-mă ca să creadă stăpânii că au venit prietenii lui Pufi la mormântare. Păi și cum să lătrăm, mă, cum să lătrăm? Cum să iau te bă, ditai primarul, nu știi să latri. Ce mare brânză, mă, 2 litere, ham, ham. Bună, uite, vezi, mi-a recuperat telefonul, acum poți să mă vezi, poți să te convingi că sunt singur la noi acasă, uite casa noastră, da? Da, am vorbit cu Grațiela și mi-a confirmat că ți-ai uitat mobilul la secții și l-a luat ea acasă ca să nu ți-l fure cineva. Da, te-ai liniștit acum, ai văzut că sunt fidel? Ești tânticălos, de ce nu m-ai sunat? Imediat ce ți-ai recuperat telefonul, hă? Auzi, nu cumva între timp ai fost cu cineva undeva? Măi, Teo, nu te-am sunat imediat pentru că eram sigur că o să începem să ne certăm, da? Că o să găsești un motiv să ne certăm și eram pe stradă și eram și în uniformă și e vorba de conduită. Nu pot să mă cert în uniformă cu nevasta peste tot. De ce să te cerți? De ce să te cerți dacă te știi curat? Pentru că tu întotdeauna găsești cu un motiv, orice motiv, stupid, ca să țip la mine. Mhm. Mă, să lași telefonul cu apelul ăla video pornit, da? Să te văd non-stop. Acum, noaptea? Acum, în somn, da. Măi, Teo, măi. Măi, Teo, măi. Da, poftim aici, e bine? Mă vezi? Noapte bună. Nu sta cu fond de la mine! Întoarce-te cu fața! Întoarce-te! Măi, pupăză, dăm de la primărie un loc unde se fac un cimitir pentru animale. Bă, Morane, păi pe terenurile mele, mă rog, ale primăriei, se fac blocuri, mă. Acolo se dau șpăgi imense. Ce poți tu să scoți de la niște javre moarte? Hm? Păi nu eu, dar stăpânii o să plătească. Stăpânii? Na, o să-ți aducă salubritatea toate leșurile moarte de pe trotuare, mai ales alea călcate de mașini. Așa că zero șpagă. Unde mai e treaba? Domnilor, să ne liniștim. Domn primar, nu-i nevoie să-i dai niciun teren. Mârlane, nu fi supărat pentru că are organizația un teren mai dosnic și o să ți-l doneze pentru cimitir. Nu știam că organizația iubește animalele atât de mult. Cum să nu? Dar nu-i problemă, că animalele nu e oameni, deci merge. Bineînțeles că merge, merge foarte bine. Și pe lângă animale, din când în când, m-am gândit să mai ascundem acolo cât un rival, poate, sau ne prindă poliția. Ia uite. N-am vrut să-mi dea câinii, că vor să vină și stăpânii cu câinii la înmormântare. Ne-am ars. Te-ai ars tu? Eu am pus-o. Dacă vin ăștia cu animale la mormântare, o să vază cum ești. Polmă, o să vrea să-i groși lor animalele. Ok. Dar vin aici. Nu aici, că fac slujba direct la cimitir, mă. Boss, apropo, să-mi spuneți unde-i terenul. Și tu să te duci să faci un banner de la mare pe care să-l pune la intrare. Să scrii cu litere mari de o șchioapă. Singurul și unicul cimitir de lume pentru animale. Moarte. Da, Teo. Mă scuz că eram o țără răgușit de la pălincă, da. Ce e cu Păpăneț? Nu e nimic. Ce să fie, că numai eu am băut. S-a întors cu fundul la mine și stă așa de 12 ore. Cu fundul la tine, zici? Da, că i-am zis să lase camera pornită, orientată spre el când doarme. Păi dacă doarme. De 12 ore? Mă, dacă a făcut asta ca ăla Clint Eastwood de nevadare din Alcatraz sau ca Jim Carrey într-un mășău, a? Și ăștia au dormit cu fundul la tine? Păi așa, au făcut păpușii în pat în locul lor și au fugit! Du-te, bă, dar cum poți să crezi tu treaba asta despre Păpăneț? Du-te, du-te, du-te și verifică-l dacă e acasă, sper. Sper din tot sufletul să fie ceva involuntar. Așa ușor, un infarct, un atac cerebral, calvele la mor! Pa! Umflat! Grațiluș, hai repede până la Păpăneț acasă, să verificăm dacă e bine ori nu.
Căci că de 12 ore nu s-a mișcat. Poate a făcut dracu un infractul la mea fără-și păzit. Aole, păi și acum spui, mă, la astfel de cazuri trebuie să acționăm imediat, nu după 12 ore. Imediat. Asasinule, hai mai repede. Stai, dracu, stai, nu liberești ușa aia. Păi, ai loc pe uște, vrei să facem două? Măi, Igor, mă, de ce ai dat terenul lui Mărlanu? Nu mai bine dădeam noi un tun imobiliar pe el? N-aveam ce tun imobiliar să dăm, că e vai de capul lui, e la marginea orașului. Ce vorbești, mi-i prostii mea, cumpără blocuri și în câmp dacă e un pic mai ieftin. N-avea ce să cumpere aici pentru că e pe fosta groapă de gunoi, e sub stâlpii de înaltă tensiune, e păltoacă pe el, e vai de el de teren. Contează, nu contează, tot s-ar mai băga destui proști. Ce aveți, mă? Au zicat câinii? Ne alergă stăpânii câinilor. E furios că l-am gropat pe Pufi la marginea orașului. De... E un teren de ăsta, viranul, deci că aruncă lumea câini morți, pisici moarte, salate de bec stricate. Ia mai lasă-mă-n pace, mă, și ce voiați, teren în parcul Izvor sau cum? Nu, dar m-a acuzat că sunt un popă fără suflet și că sunt un impostor și că sunt gras. Auzi, eu gras. Și el e doar un excru care aruncă animale la cuș fără să le bage în sac. Să repede sună la poliție, vezi dacă treabă cineva, noi n-am fost aici. No, haide mă, ascundem în pierniță. Sună. Alo? Veniți repede că suntem atacați. Opa! Ia uite, ce că sunt acum la Poponesc și poate să vină de-abia după ce termin acolo. Tragești tu de timp până vine poliția, hai! Ce vorbești? Cum să trag de timp? Să schimb fosorat sau... Te duci și le zici ceva, le promiști ceva, că dorești primar! Hai. Ce spui că le dai 10 lei în plus pentru hrană? M-a făcut Ceaușescu, fii deștept și tu! Și Lula i-a mers sau cum? Vrei capul la pomă? Du-te, mă, o dată, mă, fii răzbat! Cum? Rezolv eu! Haide! Fii primar, păi da, cum? Cetățeni, stați liniștiți la locurile voastre! A fugit acum spre aeroport, se duce spre Costa Rica și să știți că și din partidul celălalt! Da! Stai! Gata, mă, v-au aclamat, mă iubește lumea! Da, te iubește! Asta înseamnă să fii primar deștept și să ai discurs. Da, 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 și carismă! Îmi dau daruri, mi-au trimis. Te-am chemat să mă ajut să încropești ceva legal ca să scap de obsesiile lui Teo. Nu mai pot, mă, de oboseală, deci sunt frânt. Azi noapte cred că am dormit o zi întreagă, am dormit buștean. Oh, deci te-a lăsat să dormi. Păi nu m-a lăsat să dorm, dar m-a pus să țin video deschis de la telefon să mă vadă ea când dorm, înțelegi? Când m-am trezit dimineața, închisese apelul. Păi acum s-a liniștit. Nu s-a liniștit. Crede-mă, n-o cunoști pe Teodora. Oricând îi să năzare câte ceva. Imediat, acum, pac și... Ha! Ce faci, dragă? Ce noroc ai că stai la parter. Hai, mai veni! Ne-a sunat Teodora. Foarte îngrijorată, căci că n-ai fi bine, dar văd că ești foarte bine. Chiar prea bine pot să spun. Acum înțeleg de ce e săraca Teo îngrijorată. De ce e îngrijorată? Ah! Da! Uite, vezi, e îngrijorată din noi, exact ce spuneam adineauri. Vrei să scapi de Teo ca să te cuplezi cu Marta, a? Crezi că sunt proastă și nu-mi dau seama? Bă, forfle care ești măgar și Teodora suferă în tăcere pe la ospiciu. Să dă cu capul de toți pereții și tu de dă-ți ștrăbălepă, măgarle! Bă, ești nebun! A, deci da, eu m-ai chemat la tine acasă? Aveai un plan ca să te apropii de mine și să-ți scapi de nevastă ta? Bă, voiați nebuni toți, bă, nu-i nimic adevărat din ce zice. Firara n-ai mii de treabă. N-aude ce-am făcut acum. S-a spart și telefonul ăla cu care e. Să uită Teo la mine pe video. O să zică că am făcut special. Păi și așa și e. Că suntem trei martori că am văzut că ai dat cu el tazvârlita. Nu ține vrăjeala să-i spui că l-ai din greșeală, ți-a căzut, că nu știu ce. Nu, îi spune adevărul, nenică, că nu mai vrei să te vază, aia. Și urmărește alte scopuri tu. Băi, că omor nu-i adevărat nimic! Mănâncă-l! Mănâncă-l! Așa, asta e de modelare. Asta e de față pentru mine și... Eh, dacă vrei, filmare, îți dau eu filmare. Vezi acum filmare. Oh, facem filmulețe! Ce trăjdea mi-a spus Poponescule cu astea cilea? Nu se vede! Crezi! Crezi, pătracu, ste piaptă-ne, ura aia crezi, tu crezi panică, bă? Ce faci, mă, cu
Cu umbrela aia, bă, cine ești, bă, doamna și vagabondul cu umbrela? Vezi, bă, că te anunț că faci păsețe numai plodă când a reparat coperișul. Termină dreacul cu tâmpenile. Scoate, bă, măgăriile astea, daci. Că acum ne trezim cu petenții că l-are peste noi, că dă buzna. Și o să ne râză și curce, bă, să vezi tu ce reclamații ne faci ăștia la centru. Ești, dragul, apără cu asta. Crezi, adică filmezi ceva, profi, peizane, dar ce să știi tu? Că tu, până de curând, credeai că cameră înseamnă o daia bună de la stradă. Te plătesc că ești la... O daia e camera. Și ce creați, maestre, zanfirelii pe la noi, pacii, pânsețe? Ia uite, bă, unul era cu pola și noi nu știam, ia. E circului. Fac un film. Da, fac un film, profi, pentru Teo. Că dacă tot zice că nu mă vede noaptea, să-i fac eu un film să mă pomenesc, să nu termine cu cucu, mă freacă la creier intrura. Da, ți-am zis. Poponețule, măi, o bag de seamă că tu ar trebui să fie acolo, alături de Teo. Unii ia, mă. Păi dacă tu te pui la mintea ei, care e cam rătăcită la momentele astea, semnează că nici tu nu ești departe. Mă, concentrează-te, mă, că o să ajungi la Balamuc și tu, că cine să hăitează, ajunge mai rău ca ei. Băi, lasă-mă pace, că mă scos din inspirație. Acum vine inspirația, te cer din gură, liniște, bă, plătou. Vă tolerez, dar să luați să învățați atât, da? Gata? Și liniște. Atenție toată lumea, filmăm, da? Rolling, motor, merge, clachetă, acțiune. Dragă, dragă Teo, în urma recentelor evenimente care a... Tăiați! Concentrează-te! Tăiați și... Dubla 2! Dubla 2! 2! Dubla 2! 2! Hai, mă! Liniște! Clanchetă? Clanchetă! Dubla 3! Dragă Teo, în urma recentelor evenimente care au dus la separarea noastră precoce, am luat decizia să-ți fac acest filmuleț. Un filmuleț cu multe speranțe. Speranțe ale unei viitoare împăcări în care sufletele noastre rătăcite în neantul iubirii neîmpărtășite să se întâlnească. Aceste suflete am vrea să se întâlnească într-un loc mirific, de pe o planetă, așa cum ne-o dorim toți. Stop! 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 Ce stop? Cum să-mi dai tu mie stop? Eu dau stop! Dacă mai scoți un cuvințel, te găsește dracii. Te trimis să faci numai filme de protecție a muncii. Dacă vrei artă, stai pe lângă mine, ca să apar la Telecinemateca, Tonto! Păi... Că nu degeaba te-am numit secretară de platou! Platou? Da. Cu ce? Cu mititei? Da, și platou aici, cu artiștii, cu Errol Flynn. Uite-l, a venit Errol Flynn în secție și ție ți arde de crăpelniță. Te plănesc că te-ai de mare. Deci, să revenim. Maestre, nu se simțește. Ce nu se simțește? Păi dacă tu vorbești cu iubita ta, vrei să-i transmiți un mesaj. Da. Ce drag de mesaj îi transmis, mă, că zici că ești aia de la Gara de Nord. Trenul personal. București, tu pleacă în direcția București, tu de la linia 4. N-ai, mă, n-ai, ești blanc. Băi, să văd de la tine, mă, că pleacă din străfundură. Băi, trăire, lacrimă. Tu, ia, lacrimi, i-ai dat ăla. Plânge, pohote, lumea în sală, să rupă după ea, băi, să curgă aia, lacrimile, mă, să vină apa până în gât la lume, mă, să zică că e Veneția. N-am văzut mă nimic la tine. Ești, bă, ești un impostor. Ori te concentrezi, ori te dau măta. Băi, tu nu înțelegi nimic. Tu nu te uită la filmele astea contemporane? Păi asta spun. Băi, așa facem. Păi, omule, că nu înțelegi, bă, poule. Păi, așa nu-i vorbi, mai vorbi. Când vorbește un clasic... Băi, Giorete, te dau afară după platou! Stai, platou! Stai, că mă iei de față! Gura, să ne revenim! Da! E simplu. Dacă eu nu pricep nimic, care sunt, cine sunt, pânsețe asta și nu numai, ce dragi, Damia, să priceapă
ia pe aia care e cine e la momentul ăsta. Mă, tu trebuie să fii altfel, mă. Să-i transmiți. Poți să faci sau te bagă mătă. Da, uite, parcă joc ca la Cristi, cu cadre lungi, nesfârșite, cu vorbe multe, neînțelese. Lasă-mă în pace, ia, ieși afară. Băi, eu am vrut să te ajut, dar se pare că ești un bou cu țâțe. N-am cu cine, dragă, n-am cu cine. Poftim că am vrut să zic că am un telefon nou-nouz pentru mătăluță, ca să poți să vorbești cu dragă Teo, ca așa o cheamă pe ea. Ce tare! Să vorbești cu ea, pe ea. Mamă, de unde l-ai? De la Fane. Fane, mână mică. Ci că e mai nou decât fiul ăla nou născut acum. Mamă, Chiorite, ce surpriză! Ești un prieten adevărat pe cuvânt. Dar nici nu mai am nevoie să fac filmuleț, pentru că acum am cameră video, pot să vorbesc cu Teo direct pe video. Asta o să mă duc să fac chiar acum. Foarte bine, prietene, somn ușor. Scoate. 3, 2, 1... Chiorite! Te omor! Al dracu, mai are voce. Bă, să nu se priză stăpânii că-i căștiugul bun. Căștiug. Bă, deci astea cu C mă termină. Căștiug. Zi tu, dacă eu nu pot să zic, zi tu! El are ca scop să-ți fac acest filmul. Stop, tăiați, bâlbă! Hai, concentrează-te și mai deodată! Hai, mă! M-ai surprins, stop! Mai te râde, mă, că o să zic aia că-ți bagi jos de ea. Ori zic vorbele, ori lasă dracu' în față. Câți bani mi-ai dat până acum? Că vreau să ți dau înapoi și să-mi recuperez casa. Păi de unde să-mi dai tu, mă, prăpăditule, că ești mai de capul tău? Am de unde? Ia uite! Cucușă, te-ai tâmpit, mă, plătești în banii poștei? Pleacă imediat de aici până nu mă acuză, mă, dacă te-am băgat la pușcărie, că am fost complice la delapidare! O, disperatule, că nu o să aibă nimeni tu pe eu să mă acuze, că de mâine poșta o să fie ca și a mea, că eu o să fiu ministrul telecomunicațiilor! Am venit să vă propun un colaborațion pe mucho dinero. Mucho. Îmi pare rău, dar eu la negru nu mai lucrez, pentru că dacă nu știți, eu o să fiu președintele României. Deci pentru vreo 8 ani, dacă nu chiar mai mult, n-o să mă mai pot ocupa de televiziune. Asta e ce să faci. Dar dacă totuși nu câștigați. Nu, copii! Și totuși, da, cum ați ajuns la mine? Simplu. Vecinul șefului meu din Spania este un fotbalist român. Aha. Și mi-a zis că vrea să-și aducă un administrator dachi par sua casa de acolo. Adică? Adică să aducă un paznic român, că ăștia e mai ieftin. Am unul de acțiune. Am înțeles, da. Și șeful meu, care este producător de telenovelas, a zis că să încercăm și noi același lucru. Nu mai puțin să văd dacă am înțeles, adică realizatorul de aici, si. Para telenovelas de acolo. Si. Da, si. Certo. Și el m-a trimis la dumneavoastră că sunt singurul realizator pe care îl știe. Normal. Auziți, dar cum îl cheamă pe celebrul fotbalist ăsta? Bubășel! I-ai văzut cumva pe mână, nenul meu? Nu l-am văzut, Tonchi, nu l-am văzut. A, bine că ai venit, stai așa, uite că tocmai a venit un producător spaniol de telenovele și caută colaboratori. Nu. Păi, doamne, și doar că nu ne deranjează vorbă, Tonchi! Că nu ne deranjează nimeni! Ce faci de merde, cule, ești cu asta? Tătișo, să știi că nu pare ceea ce e. Adică asta nu e ceea ce pare. Eu că t-am... Ce să dai? Că t-ai să te sluci și nu știi cum, e? Ai aflat? Te strâng de puțină. Mai vrei că nu e așa? Nu e ce vrei, mă, dar... E discurs mai târziu, mă, mamă, care va... De păcat în reanimare. Șofica! Te confină cu ce faci să vezi cu ce... Te
suntem. În direct? Teo, dragostea mea. Doamnelor și domnilor, în câteva momente vom fi în măsură să anunțăm rezultatele parțiale ale exit poll-ului de la orele 21. Bă, dă-te mă, în fața camerei, că te vede, mămică, și dai de dracu. Mă doar la mască, dă mă, tabă, acuz, mă, să-mi păzească SPP-ul. Mai mi-e frică de nimeni. Da, și pe mine. Se pare că în sfârșit avem vești și despre primul ministru. Vă rog să mă iertați pentru întârziere, dar de-abia am ajuns la birou din teritoriu. Apa minerală. Am vrut să verific personal corectitudinea alegerilor. Vrăjeala are la el, frate! Dar iată că au sosit rezultatele. Se pare că vom avea un câștigător chiar din primul tur. Yes, yes! Conform exit poll-ului, actualul primar al capitalei! Am câștigat! Prima, dragostea mea! Actualul prim-ministru, domnul Vârlavu, adună 51,8% din sufragiile exprimate și devine noul președinte al României. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! Se poate! Daiu! Carte de vizită! Carte de vizită! Habla spaniol! Ha! Neapărat!